Imitatio Christi, cartea a doua, capitolul 9, când sufletul este văduvit de mângâiere. Nu-i greu să disprețuiești mângâierile oamenilor cât timp te bucuri de alinarea lui Dumnezeu, dar neasemuit de greu este să înduri lipsa alinărilor omenești, fiind totodată lipsit de mângâierile lui Dumnezeu, și să poți suferi această însingurare a inimii pentru mărirea lui Dumnezeu. Și fără a te căuta pe tine însuți în nimic, fără a te gândi la ceea ce ți s-ar putea cuveni de fapt, nici o mirare că sufletul se veselește și gustă din dulceața evlaviei în clipele când harul coboară asupra lui ca să lumineze. Toți și-ar dori asemenea clipe. Plăcut e să înaintezi purtat pe umeri de harul lui Dumnezeu. De ce ne-am mira că povara nu apasă pe grumazul celui dus ca pe aripi de mâinile unei călăuze atotputernice? Bucuroși ne grăbim la orice dezmierdare, dar cât de greu ne vine să ne lepădăm de noi înșine. Sfântul martir Laurențiu a biruit lumea cu a ei slujitori, căci tot ceea ce părea plăcut în ochii oamenilor, el a știut să disprețuiască. Iar de Sfântul Papă Sixt, la care ținea atât de mult, a știut, pentru dragostea lui Hristos, să se despartă cu toată resemnarea. Dragostea pentru Creator a biruit în el dragostea omenească. Mucenicul a ales mai curând voința lui Dumnezeu decât mângâierea omenească. La fel și tu. Învață să te poți despărți de orice prieten apropiat și drag din dragoste pentru Dumnezeu. Și nu te lăsa copleșit de amărăciune dacă vreun prieten te părăsește. Doar știi bine că mai devreme sau mai târziu vine clipa să ne despărțim cu toții unii de alții. Lungă și anevoioasă bătălie trebuie să ducă omul în sufletul său mai înainte de a învăța să se biruie pe sine cu totul și toată dragostea inimii să și-o strămute la Dumnezeu. Când omul se reazămă doar pe sine, alunecă ușor spre ispita dezmierdării omenești. Dimpotrivă, cel ce iubește cu adevărat pe Hristos și se străduiește să-i urmeze virtuțile, nu se încrede în asemenea mângâieri, nu umblă după dulceața ce alină simțurile, ci caută mai curând încercările aspre, fiind gata să îndure pentru Hristos povara unor cazne, oricât de mari. Atunci așadar, când Dumnezeu îți dăruiește clipe de mângâiere spirituală, primește-le cu rugăciuni de mulțumire și nu uita că ele sunt darul Domnului, nici de cum lucruri datorate ție pentru vreuna din vrednicile tale. Nu te semeți, nu te bucura peste măsură și nu te încrede cu nesăbuință în tine. Dimpotrivă, fii cu atât mai umil, având în vedere tocmai darul primit. Ba, fii mai grijuliu încă, mai temător pentru toate faptele tale, căci ceasul acela dulce trece repede, iar ispita se va ivi din nou în cale. Când timpul mângâierii lăuntrice a trecut, nu te lăsa cuprins de deznădejde, ci cu smerenie și răbdare așteaptă cercetarea cerească. Iată de ce, primind harul Domnului, bine spunea psalmistul, întru prisosința mea mi-am zis, nu mă voi clătina în veci. Iar când același har se depărta, ceea ce simțea el în sufletul lui îl făcea să zică, ți-ai întors fața de la mine și m-am tulburat. Dar în această tulburare, departe de a se lăsa pradă deznădejdii, își ridica neîntârziat glasul la Domnul și se ruga. Către tine, Doamne, voi striga și Dumnezeului meu mă voi ruga. Ca mai apoi, culegând rodul rugăciunii, să mărturisească că rugăciunea i-a fost ascultată. În ce anume mi-aș putea
pune întreaga nădejde. În cine așadar s-ar cuveni să am toată încrederea, dacă nu în milostivirea nețărmurită și fără de pereche a lui Dumnezeu, în necuprinsa făgăduință a harului ceresc? N-am întâlnit niciodată suflet credincios și evlavios care să nu fie avut de suferit măcar din când în când de seceta harului dumnezeesc, sau care să nu fi resimțit cumva o răcire și o scădere a râvnei sale. Mângâierea dumnezeiască e dată de sus, ca omul să prindă puteri noi și să poată înfrunta urgisirile ce îi se pun împotrivă. Ispita urmează îndeopște ca omul să nu se semețească cu faptele sale bune, căci diavolul nu doarme, iar trupul încă nu-i mort și răstignit cu desăvârșire. Iată de ce nu înceta niciodată să te pregătești pentru luptă, căci iată, la dreapta și la stânga ta, dușmani ce nu cunosc odihna, stau pururi la pândă. Okay.